Pe mulțimea era numerelor reale se consideră legea de compoziție x steluță y egal cu ax plus by minus 1 pentru orice xy real. A și b constantele valoarele lui a și b, pentru care legea definește pe R o structură de grup abelian sunt. Prima dată, atenție, observați că legea internă, că dacă x și y sunt real, x steluță y aparține lui R, nu? Că a și b sunt reale, deci realul real, realul real, minus 1 este real. Da? Deci legea este internă. Hai să vedem cum structura de grup abelian precum comutativitatea, că mișurează după aceea, știți, calcule. Da? Y steluță X înseamnă cine? AY plus BX minus 1. Prin urmare, ca legea să fie comutativă, X steluță Y egal cu Y steluță X este echivalent cu cine? Cu AX plus BY minus 1 egal cu AY plus BX minus 1 pentru orice X și Y real. Trece în termenii, o să trec și în aceeași parte, vine a minus bx minus a minus by egal cu 0, adică a minus b pe lângă x minus y egal cu 0 pentru orice x și y real. Și acum, în particular, dacă îi dai lui x1 și y 0, ce îți rezultă de aici? A minus b 0. Reciproc, dacă a minus b 0, ăsta e 0 oriceva egal cu 0 pentru orice x și y, da? Deci iată că a-ul e egal cu b, deci b egal cu a și legea devine cine? X steluță y este, ia să o vedem, era asta. A, b egal cu a este a pe lângă x plus y minus 1, da? Să vedem acum dacă legea să fie asociativă. Facem. X steluță Y steluță Z. Îl notez cu U. Ce înseamnă? A ori suma minus 1, da? A ori suma U plus Z minus 1 egal cu A ori. Cine e U? Ăsta. A pe lângă X plus Y minus 1 plus Z totul minus 1. Desfacem și îmi dă A pătrat X plus A pătrat Y. A pătrat Y plus AZ minus A minus 1. Facem și pe dos x steluță y steluță z. Din cauza că legea e comutativă, asta o scriem y steluță z steluță x. Da? Și știți deja, aplicăm permutări circulare, da? Că e același lucru din cauza comutativității. Deci îmi dă cine? A pătrat y plus a pătrat z plus ax minus a minus 1. Și astea două trebuie să fie egale. Le reduc de aici ca să nu mai scriu de 7 ori. Uite, a pătrat y cu a pătrat y, a minus 1 să reduc, nu? Deci ce obținem? A pătrat x plus az egal cu a pătrat z plus ax. Hai să trecem în părți opuse și obținem a pătrat minus a ori x egal cu a pătrat minus a ori z pentru orice x și z aparține lui R. Aici era și pentru y, dar y a dispărut. În particular, iau x egal cu 1, z egal cu 0, ce îmi rezultă? A pătrat minus a egal cu 0. Reciproc, dacă a pătrat minus a egal cu 0, ăsta îți dă 0 ori x, 0 ori x, da? Prin urmare, din a pătrat minus a egal cu 0, a mai egal cu 0 sau a egal cu 1. Deci avem două legi. 1. X steluță Y pentru A egal cu 0 era cine? Minus 1. Da? Pentru A egal cu 1, X steluță Y egal cu A ori X plus Y minus 1, adică X plus Y minus 1. Bun, ce aveam noi? Este și asociativă. S-a îngrupat abelian, deci trebuie să existe element neutru. La prima zicem așa, să vedem dacă există un E, un număr real, astfel încât x steluță e egal cu x pentru orice x real. Dar x steluță e este minus 1 egal cu x pentru orice x real. Contradicție, nu? Că pentru x egal cu 0, minus 1 nu e egal cu 0. Deci asta nu definește o structură, că nu are element neutru, da? S-a dus. Și mi-a rămas asta. Hai să aflăm tot așa elementul neutru, ca mai sus. X steluță e egal cu x, ce înseamnă? X plus e minus 1 egal cu x. E egal cu 1, iată, ăsta este element neutru, da? Simetrică. Considerând un x real, fie x prim astfel încât x steluță x prim egal cu e, adică x plus x prim minus 1 egal cu 1.
Deci x prim este cine? 2 minus x. Iată și ăsta este număr real. Deci legea are și ele menor. Prin urmare, care sunt valorile noastre? A egal cu 1 și B-ul era egal cu A, ne aducem aminte, și B-ul egal cu 1. Da? Ne uităm în grilă și am terminat problema. A1, B1, observați răspuns corect D.